Pentru că mă vine de zi și pe urmă, nu cred că poate apare, apare și ea. Da, aici apare. Deci, având în vedere articolul, prevederea articolului 39 alineatul 1 din legea 215/2001 privind administrația publică locală modificată și completată, în temeiul dispozițiilor articolul 48 alineatul 2, articolul 68 alineatul 1, articolul 115 alineatul 1 literal din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, obligată modificată și completată ulterioare, dispun. Se convoacă Consiliul Local Berzoc și ședința ordinară de data de 25.04.2018 ora 14 la sediul Consiliului Local cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea privată a Comunei Berzoc. Proiect de hotărâre privind stabilirea coeficienților de salarizare pentru funcționari publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale a administrație din aparatul corpului primarului și Consiliul Local Berzunț, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Berzunț pentru anul 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafața totală de 24.262 metri pătrați situate în intravilanul Comunei Berzunț, Cez Bacău, aparținând domeniului privat al Comunei Berzunț, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Berzunț, județul Bacău, diverse. Secretarul Comunei Berzunț va duce la îndeplinirea prezentei dispoziții. Domnul consilier Treja, președinte de sediție, urmează spre luați măsuri și spuneți la vot. Da. Dacă suntem de acord cu programul de zi, vă mulțumesc. Mergem foarte rar și eu un scaun. Mai este sau? Da, trecem la primul film televizii. Privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietate privată a Comunei Berzunț. La primarul Comunei Berzunț, județul Bacău, în vedere expunerii de motive necesare de persoane, nu am lucrat cu primarul Comunei Berzunț, și din Bacău, de primul anul. Acum mă rugați să mă rog. Se acordă regulamentul privind organizarea pășunilor precum și exploatarea pășunilor aflate în proprietatea privată a Comunei Berzunț, conform anexei numărul 1, care face parte integrală din prezenta hotărâre. Deci, dacă îmi dați voie să intervin la acest... Regulament impus pe masă, da. Cineva citit. Proiect de hotărâre. Este vorba despre pășunea comunală, care aparține Consiliul Local Berzunț. Știm cu toții că acum 4 ani de zile în urmă s-a aprobat 5 ani. S-a aprobat concesiunea acestei suprafeți la Asociația Crescătorilor de Animale Măgura Berzunț, parcă? Da. Așa? Și totodată vreau să vă duc la cunoștință că pe 8 mai îi se expiră contractul. Drept pentru care, conform legii așa și regulamentului APIA, putem încredința prin, adică putem da în concesionare prin atribuire directă a suprafeței de pășune în funcție de numărul de animale care îl are în evidența acelei asociații. La noi s-au înscris 3 asociații, printre care și cea care a fost. În urma analizei tabelului cu numărul de animale și a crotalelor care sunt înregistrate la Primăria Berzunț și la Direcția de Sanitară Veterinară, vom atribui suprafață corespunzătoare celor număr de animale. De pentru care noi am stabilit un regulament, care vi s-a prezentat și dumneavoastră, cu data ieșirii la pășunat, cu suprafețele stabilite exact pentru ovine, pentru... Da. Da. În funcție de cum este iată. Și în următoarea ședință
care va fi până 15 mai, până 15 mai, să luăm o decizie împreună cum și către cine în credință în această suprafețe de Bășuni. Până atunci, doamna secretară, pentru care o să verific și eu între timp, să vedem exact ca animalele să fie înscrise de la o societate, de la o asociație la alta, să fie o încadrare corectă pentru a putea lua o decizie și noi corecte privind atribuirea numărului de hectare în funcție de numărul de animale. După care, tot împreună, conform acelui contract, noi vi l-am pus în față, vi l-am prezentat să-l studiați așa, dacă sunt alte completări pe la el, vă rog să le faceți. Este contractul cadru, aprobat de așa. Eu am câteva completări pe care o să vi le prezint așa și să stabilim împreună redevența anuală pentru a se achita către Consiliul Local, către primărie. Sezonul de pășurat, așa cum știm, sau dacă aveți obiecțiuni și aici, izalul de martire pe 15 mai, pentru bovine și cavalini, izalul tot martin pentru 15 mai, bâșca la fel 15 mai, la murem pe 21 mai. Încetarea pășunatului se face pe 30 octombrie a fiecăruia. Dar, în urma, eu știu, a discuțiilor dumneavoastră cu cetățenii sau alte probleme, vreți să modificăm datele, îmi spuneți, le analizăm cu toți, să vedem exact ce și cum și în funcție de hotărâri aprobăm ieșirea la pășunatului. Ceea ce pot să vă spun e că, așa cum am stabilit-o și anul trecut, am ținut cont de situația care deranjează, cum să zic așa, cetățenii, că acei cu animalele le strică agricultura. Nu e un problem, nu se putem de anul copil. Ies sunt dată de luni, indiferent. Trebuie să duci cu două, trei zile, tu vin cu două, trei zile înapoi. Numai atunci se făcea... Să semnăm contractele, unde duceți? Unde? Da, dacă sunt discuții. Eu aș avea o problemă. În general, o venit după legea 8-a parte. Ies la pășunat, îmi gândiți și 5 mai. În pe 5 mai. 5 mai deja e foarte greu. Majoritatea de lucruri pe care se bate. Și așa e gravă. Iar pentru secetos. E treaba lor. Ducă, uite, pășunii pe sub acea de intrare cu devine lor. Atât cât e trebuie, dar după mai mult. Ei rămân frantă. Ar fi zis de duminică de stat cu oamenii de vor la biserică să vorbim, să spunem că am când vrei să iasă, să iasă pe 5, 10 și după aia să spunem. Și de contractul, trebuie de contractul, trebuie de contractul și după aia. Și trebuie înainte de 5, trebuie și stată. Cum să zicem, mai ce ceva? Da, iasă, trebuie discuție. Trebuie discutat în trecut. Anul trecut ați avut pe 15 decembrie și întotdeauna ați avut în funcție de cum era iarba și cum era iarba de la noi. Anul trecut, în 22 aprilie, am avut în soare, poate pe păzele, era Paște. Bovinii au ieșit din data de 17. 17 sau 18. Uite pe programă, dar avem 17 ofeste. Propunerea asta, dacă... Boile la 1 mai, 2 mai, tu să la deal. Și 21 mai știu că tot așa de când sunt de 14 ani, Moreniu, care 21 mai, acolo niciodată. Ce să mai căurească locul lui oameni? Nu să vezi la altă când să fie concesiunea. Da, deci, vă rog, supuneți la vot propunerii. Păi dacă sunt. Cine știți acolo? Da, nu mă trebuie să poateți. Să fixăm, să știm data. Se poate modifica data, nu e nicio problemă. Nu e. Dar îi dă listoazul din trei, să vedem cu el. Și așa poți să facem cu peșirea la el. Îți dă el, trebuie să vedem. Cine cu el dă? Cine ia? Cine ia listoazul și după aceea să vorbim cu peșirea. Cine ia listoazul? Indiferent de situație, animalele trebuie să iasă la listoazul. Pentru că orice asociație care îl ia în administrare, animalele sunt din comuna Crăzut și va lua suprafață în funcție de numărul de animale. Deci acele animale vor ieși indiferent dacă da sau nu prin islam. Nu se va prezenta nimeni ca să le mai amintiri, rămân cu taxe, o să fixăm taxe pentru pășunat și atunci rămân toate alea acolo și tot pe pășunea lor. Deci nu este o piedică ieșirea la islam cu încheierea contractului.
Pentru că în funcție de numărul lor, noi verificăm exact totalul și vedem fiecare asociație câte animale are. Și atunci stabilim exact. În administrarea oilor se dă porțiunea care e oilor. Dacă este o asociație, am înțeles, de la Moreni venite, încercăm să dăm în administrare partea de către Moreni, și a Martinilor la Martin și tot așa. Interesul nostru a fost, și cred că și la dumneavoastră la fel, să dăm la oamenii noștri de aici. Dar legea spune destul de clar că orice asociație trebuie să aibă minim un an pe teritoriul localității. În cazul când nu are un an, nu poate primi. Iar totodată, numărul de animale care nu sunt înscrise la asociația care are un an pe așa, poți să o dai la ceilalți prin atribuirea directă, dar să facă dovada animalelor. Și atunci mai sunt încă două asociații din localitate care au și un număr de animale. Tabelul este la doamna secretară, se verifică numărul de crotare. Da, deci, până la urmă... Da, voi... Trebuie mai urgentat asta cu contractele. Îi faceți mai multe, să faceți mai multe expirarea celui la contract, nu? Da, bineînțeles. Dar nu putem să ducem fără 16 mai mici într-un caz cu oile. Mai ales cu oile. Nu putem. Vedeți data de ieși. Vedeți cum e mașul tot. Mobilitatea. Trebuie urgentat. Cum a fost timpul al nostru, că pușurile la vie, nu aduceți nici. Dacă duce o turmă de voi, trebuie în vie, cu tot țin. Trebuie urgentat și datul ăla de la. Făcută praful, bine. Vie deja au prezit mai ce mai jos. Are un bun 15, 10, dar e un bani voi. Contractul, e de la contract, dar vreau și eu dacă colegii mei sunt de acord să mai pun două clauze. Una, la fiecare, adică în fiecare an în ianuarie, să vină să prezint un bilanț asociația, să știm și noi ce au făcut, câți bani au luat, unde i-au făcut, dacă i-au pus, dacă în sfârșit. Și al doilea, să gătească o dată cu mereu numai scandal, cu acel hotar între voi și aia. Gândiri sunt mai multe din partea cetățenilor, cum la Mirus, să zicem așa, de la bună parte de Bucaru. Și de ce nu? Și rezervența. Asta e mare, dar să zicem așa, terenul ăsta am înțeles că acum mai merge de 5 ani și va veni cu 7 ani de zile. Da? 7 și 10. Deci, da, cetățenii, da, așa, dar cetățenii și vor, pentru că și așa sunt bani, bani sunt. Mi-am zis să le vorbim chiar și cu damul ăstea. Și dacă a fost asociație, dacă și-o plătit până acum, dacă da, doar da, ca să poată să... Problema este că oamenii cetățenii vor așa, vor, aș mai avem standarde, după de mână, de când știu eu, de când nu știu eu, scandalul a fost în primoare și poate tot au fost un subiect de scandal. Ca să nu mai există scandalul ăsta, ar trebui făcut cu banii care sunt investiți, se ducă să facă gard, domnule, acolo ăsta să facă gard între oaie și vacă. Gard dus la bani. Și atunci nu mai ai treabă cu vacă, nu și cu oaie, nu se pleacă, nu sare vacă și s-a luat. Și oaia gardă. Da, și s-au făcut, cam asta s-au păzut. Nu avem pază, domnule, nu avem pază credite de asociație și a funcția pază că să-și îndeplinească. De asta am zis să fie un contract, dacă nu respectă plazurile. Dar nu are un contract și vacă. Și atunci nu mai întreabă cu pază cu oaia, nu cu oaia și vacă. El va păzi gardă în cazul care. Dacă sunteți de acord. Da, și dacă te păjești o problemă, te păjești oaie de vacă, deci eu n-am gardă, nu ți-a? Gardă, în mulți ani, dacă depășești numărul de la vaci la animal. Dar să zicem, tu mai mult voi sau mai multe dintre voi sau pentru vaci. Ce faci, doamnă, streci? Vreau să vă spun că, într-adevăr, oi sunt 996, vaci avem 300 și ceva. Ce sunt de la vaci? Imaginați-vă câte pășuni erau cu vaci. La 300 și ceva de capete, câte pășuni există în comună? Dar e mai foarte tare. O pierzi pe izlas, la numărul ăsta de vaci se pierde pe izlas, efectiv, nu mai fie ce a fost odată, cu boaie, cu da. Sfunte sau mii de bovine și nu știu. Dar o boaie nu mănâncă cât o vacă. Da, sunt 6 vaci, 6 oile. Suprafața de teren de ce e animalul pe care are voie? Hai să fie și
În momentul când se dă moaca la pale seara, oaia o intrava din ei, în partea la pale. Nu, eu de asta am zis să mergem la urmă. Da, nu știu să mergem la urmă. Și asta sănătate. Nu stă și nici atât. Hai să vedem. Nu știți că au conștiință de la un om. Nu scrieți, mă. Așa vorbim, faci un dialog aici. Da, următorul la discuție. Deci mai avem discuții? Da, hai că eu vreau să le spun. Deci cum rămâne pe data? La data... Până la sfârșitul ședinței putem să ne mai consultăm așa și mai putem umbla la cifra asta la data... Nu, dar nu putem merge aici. Dar până în 10 ar fi bine ca o vinere, da, de când da, de mulți ani așa s-au practicat, fiindcă ieri la ora actuală să fie fânețele cetățenilor și nu mai zic, sunt care au proceduri, foaie, știu eu, vii, livezi și... conflictul o să apară și au fost și vor mai apărea, dacă nu o ține un pic de scurt. Dar am zis că între 3 și 10 s-a venit o dată. Referitor la... o să discutăm fiecare caz în parte. Eu propun să fie o comisie pentru a analiza această fiecare dosar în parte. Vorba de număr de crotale, să nu se suprapună, să apară și la... o asociație și una la alta, așa să nu amestecăm una cu cealaltă. Și bani au fost și bani vor fi, dar trebuie cheltuiți și valorificați cum trebuie în folosul pășurilor. Noi ne-am și gândit, deja s-a ajuns până la varniță cu adăpători și cu îmbăierea oilor și trebuie continuat până la fărieță. Programul ăla, haideți să-l facem o dată, că știința nu urgim de ideea pășurilor cu alte cinci și cum. Păi dacă îmi treabă de cinci cu banii. Nu, banii trebuie să fie să-i prezinte cine e cheltuit și cu asta basta. Una dintre cauzele contractuale care este și eu v-am spus că o să vă prezentăm contractul cu modificări, este că eu am cerut așa, să anunțe ori de câte ori se încasează bani de la APIA, să prezinte lunar situația banilor, să prezinte lunar situația propusă pentru investiții, cu acordul nostru să se facă investițiile și să țină cont de propunerile noastre de aici din Consiliul Local, așa, și... da. Deci, una dintre condiții, care nu s-a, sau una dintre propunerile domnului Bălan, nu s-a dus la capăt. Până la urmă vreau să vă spun că pe 6 cade o duminică, pe 13 a doua duminică. Luni, apoi întâi, suntem liberi, pe două venim la treabă, asta ar însemna ca joia care vine să avem ședință. Avem ședință, analizăm contractul, facem propunere la redevență, prezentăm, invităm și ciobanii, îi prezentăm tot ce și cum și pe sus. Deci, s-a făcut o propunere. Cine e de acord? De 6 sau 3? Deci, acord așa? Deci, două săptămâni. Care... cum? Deci, după... deci, m-am uitat în calendar, uitați-vă și dumneavoastră. Prima duminică este pe data de 6. Și atunci am așa? Iar întâi, ținem cont că suntem liberi. Și avem 2, 3, 4 și 5. Batul 2, 3, 4. Că sunt tot... dar la voi nu-i musai să fie duminica, la voi vine să păstrează o trafie, oricând, nu contează. Bun, atunci am între 6 și 13... Vă ține ședință? Ca să putem să finalizăm și cu contractele și cu analiza la toate, trebuie să stabilim și redevența. Și atunci, după ședința planificată astăzi, joi, văd că este și o sărbătoare cu orbatul aici, în calendarul. Da, așa, ortodox. Așa, deci pe data de 3 joi, ședință se anunță de astăzi, știm că ne vedem cu toți aici. Și 3? Nu, e 3 în mai. Da, nu, 5. E luni. Marți, miercuri, joi. Păi joi, nu? Da, joi. Joi în câte? Pe 3. Da, că marți întâi, două, miercuri. Da, pe 3, ședință. Trei jori. Da. Și atunci a putea să ia spoilerea de-a? Da, putea să ia 4, 5, 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
Nu, că știi de ce domnul Cosie, la bună, nu se poate și oaia până nimic până la un poate la noi. La mine mi-a de primit, mi-a de primit prima oasă, mi-a de primit să se poate și oaia. Noi avem alte timp, dar ați văzut? El alte timp de vie, el alte timp de oi. Da, poate că ar fi o oasă, nu mă duc eu. Cineva, discuții, să punem la vreo. Dar sunteți pentru programul stabilit? Da, nu, 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 nu. Nu. Da, să trecem la al doilea punct. Pe ordinea de zi, prin instabilitarea conflictului cu exigențele de salarizare pentru funcția publice și... Cum? Da, apoi de hotărâri privind stabilirea condițiilor de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractului din cadrul familiei ocupaționale, administrație, din aparatul propriu al primarului Consiliului Local. Aici vreau să, eficienților, să intervin. Știți că am aprobat organigrama luna trecută, s-a înregistrat acest post de birou, s-a trecut și în ăsta și în o hotărâre a fost adăugat un articol prin care se spune că stabilirea salariilor se face conform salariului minim pe economie. Nu l-aveam trecut niciodată, aveam coeficienții, dar nu era prevăzut. Clar. Asta este singura modificare adusă acestei. Sunt coeficienți pe stabilit de lege, noi am făcut, noi am făcut. Am acum până acum acel post, trebuia să facem salarii. La nivelul acest program. Da. Dar sunt de acord cu acest program. Când am putut prima de zi. Vă mulțumesc. Abține. Potrivă. Vă mulțumesc. Da. Trecem la al treilea punct pe ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Berzunț pentru anul 2018. Aceeași discuție. Știți că asta mi-a tot loc am făcut aprobat și am avut planul și când am pus să scot postul, fără planul pot, nu-mi dă avizul. Deci aceeași, da. Faptul că avem un post de șef birou, trebuie să fie aprobat prin plan și apoi să demarez tot pe plan. Da. Dar sunteți de acord? Trecem la al patrulea punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezvoltării terenului de suprafață, totală de 24.262 metri pătrați, situată în intradralul primiei de acolo de sub Apopa, arțelând domeniul de privat al comunului de Vreo. Da, aici, iar dacă și suprafața care a mai rămas, din 24.262, 28 și total iese cu extravinană. Vrem cu el, mai sunt un număr de 7 cere. Nu știu exact suprafețele, că cei care fac schița, că cu alea le duce, nu mi-au dat exact suprafețele. Și de ce să vin să scriu iar lotul 1 400 și el poate are 402, 403? Nu am primit schițele, dar știți despre ce e vorba, cele case care facem contractele. Cu celălalt am terminat. Deci de fiecare dată când se face unul, când la noi apare un număr de cele, 4, 5, cele, 6, cele, 7, cele, că nu vrem să ne ducem pentru una, două la notar și la cartea funciară, de atâtea ori trebuie să supunem la vot și să avem aprobarea pentru a dezlipi de locul întreg numărul cererilor care au venit. 6 noturi, 7 noturi. Și ei nu vor. Acum așteptați să iasă ăstea. Și tot vin. Și tot vin. Și de ce azi zic? Noi, măi, să ascult mai e unul. Pe data de 10 se încheie primele contracte la notar și tabulare făcute. Pe data de 12, 13, 14 vom avea ședință la în satul Bușca, la 100 stabile împreună, care vor să participe pentru a prezenta între timp comisia care este stabilită pentru punerea în posesie acestor suprafețe, zilnic au discuții cu cetățenii de acolo. Dar de fiecare dată când apar un 5-6 număr de cereri, ca să nu stăm mult timp până vin și ceilalți, ne ducem, facem dezlipirea acelui lot cu cereri respective, mergem la notar, iar apar altea. Niciodată altă suprafață decât ceea ce care știți dumneavoastră, un bloc întreg care s-a făcut măsurătoare. Despre asta este vorba. Regamera, că mi-a spus scurt, sunt de primit, era așa. Ce
Nu le cheamă, da? Exact. Păi nu, dar asta n-aș fi spus. Dezmembrarea asta e valabilă un an de zile. Dacă el într-un an dezmembră și-a făcut contractul, nu mai e valabil. Și dezbiar să facem. Și atunci mi-am luat pe bază de cer, ca să nu facem asta. Dar în spate eu aici am schița. Dar nu am exact cum am zis pe suprafețe. Am planșat. Cum s-a dezmembrat din ședința ta dat de șef puterului de a-mi și de modul catastral. Și asta e schița care vrem acum să dezmembrăm din suprafața care ne-a rămas. Nu am primit harta și atunci nici eu n-am lucrat ca să nu spuneți că am modificat cumva hotărârea. Aștept să-mi vină Eurocardul să ne trimite exact suprafețe. Și uite de atât în fiecare ședință, obișnuiți vreau să avem. Cine ce? Da. Cine de acolo? De acolo. De acolo. Da, a fost să am da. Deci sunteți, dar sunteți de acord cu domnul. Da, nu o să le întreabă. Da, nu știu. 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 Da, proiect de hotărâre privind vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Grădinu Județ Bacău. Să iei să-i vorba în locul domnul Toma. Doar? Este omul mai are... Are servicii în afară. Trei locuri. Nu, este un loc de muncă, el e fuzor specialist. S-a prezentat. Eu am vorbit că eu a fost săptămâna. A fost de Paște. Am stat la asta, sunt de unii care schimba pe urmă. Eu sunt săptămâna de tot acum. Am schimbat la Claudești și am de două prezentări. De la tine trebuie să-mi face cap. De unii trebuie să fie la altă. O să nu poate. Nu pot. O să nu fie la urmă. Da. Da. Cine este pentru proiectul ăsta? Dacă trebuie să nu poate să-l fie. Da. Comunțele se va abține? Da. S-au absolut el. Mai și acum am la diversie. La diversie e o să vă asculțat cu mine. Și nu mai vorbim un lucru de slavă, ca să putem înțelege dacă avem ceva de înțeles la urmă. Bine, dacă îmi spui toată mea, domnul Crăciun. Da, domnul Crăciun. Pot fi vă să vă mulțumesc. Am zis că s-a aprobat că la bugetul local, trei funcții. Au ales mai nevoie de punct de cinci ori ăsta. Da, s-au aprobat trei puncte. Din punct de vedere al nostru, am făcut o solicitare la direcția sindică, unde am obținut material pentru șase puncte. Dumneavoastră sunteți prins cu una dintre puncte. Zilele astea am scoate la urmă auto, o aducem acasă, pregătim. Nu avem altă soluție decât din material lemnos, dar una dintre puncte va fi amplasată și la dumneavoastră acasă. Dacă vreți lista unde sunt, așa vă pot spune unde ne-am gândit. Dacă mai sunt și altele, le mai facem pe parcurs. E una la Mogher, e una la Mergic, aici în Bărău, așa, este una la Brabi, la Vasile Bucu, la Vasile Pleaga, că s-a rupt la oia de trece, la Mărân, la Brabi, acolo la Miziorcă. Și parcă și Drăgumir, mai e... Da. Este la Procitor, da, 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 la Procitor. Acolo, dacă o puneți, spuneți o sus, poți trebuie sub el. Cu trafoc. Da? Aici și jocul. Mi-e bruc acum. Păi nu, dar... Am fost, dar mi-am ridicat. Da, aduci material pentru picioare. Aduci material de acces. Aduci material pentru picioare și de cât de lungi o să fie picioarele, ca să poți să fie. Nu e vorba de el. El nu poate să o pureze. El nu are să facă asta. Eu nu pot demonstrezi că are proprietate. Când lucrăm acolo, când lucrăm acolo, vă invităm, domnul Bună și nu-i bun prieten cu toți. Traficul nu se mai poate trece aici. Unde? Da, e și un punct de asta, dar știe. Și mi-e impus o leagă, pentru că am făcut ceva de travale în camera. Ia să zic că nu faci banal. Nu face. Nu e bine. Dar ce mi-a făcut la Grigorețenia până la urmă? Nu se pune și până la Grigore, nu e nimic. Eu am riscat și am intrat cu mașina de cărăt. Și n-am adus mai ieți la Grigorețenia. Dar exact. Păi, vă dați seama că eu am rămas îngrasat cu mașina acolo, n-am pus mai ies. Ai riscat, ai zis la început, ai riscat. M-am riscat, dar eu ca să ies înapoi, n-am pus mai mult pe pământ. Nu-i să-l pe părăt. 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 Nu-i să-l pe părăt.
Да, там же байсы есть, вот, да, чем-то. А, ну, что? Не, ну, получается.
cum vi stau. Vă scris la rând, frumos, și pornim. Să ascultăm ce discută domnul Roșu, da? Și după vă să dea cuvânt așa cum... Domnul Treja, dumneavoastră să faceți mai bine pe zona Portugalului și cu domnul Sandu. Da. Acolo de la Nean Turbodoraș și până la Nean Mihăiesă... Pârâuă. E, acolo a Mihăiesă, cum îi spune. Gheorghe. Au băgat un plutură pământ, venind până la Pârâu, pus răchit și pe acolo da. Să nu se mai treacă. Eu n-am niciun interes, că se trece, că nu se trece, dar totuși nu cred că Pârâu e proprietatea lui, zic și eu. Da, acolo odată, dacă știu noi foarte bine, domnul Bodoran, când era aici, de cum s-a cunoscut un tată al muleației la România sa, iar un certat cu omul pe lângă Gard, da. Și un tată al Gard pe lângă Zâr. Și atunci au făcut, au încercat să facă drumul. Au băgat drumul lui chiar de la Bodoraș, de la punte, de la capul punții, de acolo, că știm foarte bine, până la, la lipa Bodului. Au făcut drumul. Când au venit prima mare, au spărat de nu a rămas nimic, nimic, nici o lopată de lucrătură. Ce sunt lucrători? Acum. Acum am băgat și acum. Am văzut și eu acestea. Omul a făcut, deci se întâmplă, dacă știm foarte bine când a fost dat în 90 și unul, da, în jur, omul a fost în joloare, cu pizda. Păi bărbântul ăla degeaba. Faci, noi nu puteți să-i faci numuri apărătoare la numare, nu putem, nu avem bani pentru așa să. Omul s-a făcut și bani, primul s-a făcut. Cu așa nu uite, dar până în greu acolo, ca să nu mai poți să treacă nimeni. La prima numare, la prima rată care am venit, o spălat tot, o țineți până. Unii mai începe, nu ne mai vârâ. Drumul de acces pe Pârâu, care iese acolo la fântână, la Pârâu, acolo ăla trebuie accesiv. Trebuie lăsat, ca să iasă la containere acolo. Dar nu trebuie închis. Nu a fost închis niciodată. Și nici el cu două sărci care nu au pus acum, nu o să închide drumul. Țineți cont că nu o să închide. Ăla spală la familia, la prima croaie nu spală. Am văzut și el. E în curb, acolo și nu rămâne. Da. Dacă mai are cineva, domnul... Gata. E iluminatul public, la 2 ani de lumină, de 3-4 zile, acum. Și când arde, arde non-stop, deci noi zic cu zi cu luate, și când o arde, nu arde deloc. Al doilea punct. La urmare perioadă, acolo, la scărătura, acolo s-au ocupat răbun cu gard, intra chiar pe asfalt. Deci, venind două mașini din cer focuse, deci nu mai se poate... Unde? Chiar unde vasă de dură, când mergi la de la școală, da, din păcate. Chiar a ieșit cu gardul. Chiar acolo, pe colțul ăla, a ieșit cu gardul. Exact, exact, pe colțul. Aici unde era un bine din zi. Da, da. Deci, două mașini venind de sus și de aici, deci nu mai poate că de acolo e da. Deci cam atât de și iluminatul ăsta trebuie luat ceva cu măsuri. Nu ori atunceți la deal ca să dea drumul să oprească cineva, nu să-și bată joc copiii toată noaptea. Da? Îl oprește, îl stinge, îl oprește toată noaptea. Acolo unde este poza. Da. La drum, o să uite, băiatul care se ocupă cu catastrofă, vorba și împreună cu poliția locală. La iluminatul public, știți că era deservit de lucrătorul nostru care se ocupa de centrală. Din păcate, omul bolnav este în spital, are apă la pământ, am înțeles că scoate de câteva ore apă, iar reapare, iar nu știu ce, nu are voie de efort fizic. O să luăm legătura cu societatea de asta și să vedem despre ce e vorba. Chestia e că ia foarte mulți bani. Noi ne țineam, dar de asta spun cheltuim banii aiurea, dar acum s-au adunat cam multe probleme și o să încercăm să ne rezolvăm. De seara o să ajungă cineva cu adevărat. Doamna Coasem, doamna Coasem. Așa avea și eu ceva de spus, domnul primar, dacă să mai intervine la drumul pe Butița, sau făcut niște și măcar prin 100 de metri, sau făcut niște șanturi atunci, măcar vă rețin. Tot, da. Zic oamenii aia de acolo din zonă. Și da, mai am zis că o să intervenim și o să regeneteze timpul și tot așa. Deci, un lucru de săptămână care vine la, la deal, de ce zic să vă duc și de lucru? Că a stricat utilajul, da. Am desfăcut acum, i-am adus peste, am descoperit o chestie la un cilindru interior, în cală, caută semeriuri, să pună să nu mai curgă ulei și cum îl rezolvăm, o să ajungă acolo. Acolo, 100% în viitor, vom pune o barieră, care va răspunde cineva de ea, pentru că pe acel drum au scos cei din Cernul și poduri lene, atunci nu a zis nimeni nimic. Ei, nu s-a anunțat, nu s-a pus problema, dar nu ai ce să-i face, deci pe drum, nu se sfoară. Și o să vedem, să obstrucționăm un pic scoaterea lemnelor pe acolo cu stricatul drumului.
Deci cum se rezolvă potilajul, cum o să ducem în discursul așa? Da, vă recomandați, mulțumesc, informator. Chit. Pentru... Chit? Nu știu, am costos. Deci vă zic, zile așa, fără de discurs, n-am venit. Azi l-am descoperit, azi l-am descoperit. Deci se merge cu Iepușca. Deci la firmă, nu? Se merge. Dacă mai ies cineva pentru... Am mai făcut și acum ascultarea de vese. Nu mai pot să... Deci nu mai e nimeni? Nu mai sunt discuții? Da, vă mulțumesc, vă declar ședința închisă. Vă doresc o zi bună.